Это больно съест. Посмотрите камера.
кидай грижа. Ajutați, da? Mă bazez pe voi. Hai, dați-mi, dăm ciocanul mic. Ciocanul mic. Un cui acum. Din ăla negru. Din ăla negru. Din cutie. Mulțumesc.
am încheiat cel mai dificil proiect de până acum pe care l-am făcut de când m-am mutat off-grid în pădure, și anume acoperișul acestei construcții, acoperișul grupului sanitar. De la început până acum la final l-am făcut de unul singur și de asta pot spune că a fost foarte greu. Acoperiș foarte înalt, pentru că trebuie să am nevoie de un pod înalt și a trebuit să fac și acoperișul înalt pe măsură. În pod o să vină acele bazine cu apă care vor alimenta grupul sanitar și era nevoie de crearea spațiului adecvat pentru acele bazine. Și de la început până la final pot spune că a fost chiar dificil. Multe bătăi de cap, multe provocări, dar uite că am terminat și nu m-a ieșit o lucrare de mare meșter, dar pentru un amator ca mine, pentru un fotograf, da? Asta e meseria mea de fotograf, eu zic că e destul de ok. E un acoperiș destul de stabil și arată foarte bine cu tabla asta de la Novatic. Le mulțumesc celor de la Novatic pentru o nouă colaborare, mi-au oferit tabla asta la un preț foarte bun. Și sunt foarte recunoscător pentru această colaborare. E o tablă Novatic Natura, dacă nu mă înșel. La cabană am folosit Natura Wood. Asta e Natura Classic. Tot rocă vulcanică, tot dark moon ca și culoare. Deși am avut experiența acoperișului cabanei, pot spune că mi-am dat mai multe ciocane peste degete la acoperișul ăsta. Încă mai am dureri. Ieri mă durea toată mâna. Mi-am dat niște ciocane destul de tare peste degetele astea două la un moment dat și seara mă durea mâna până la cot, simțeam durere în nervii brațului. Acum mă simt mai bine, asta e. Poziția de lucru a fost foarte, foarte grea, foarte riscantă de multe ori, însă bine că am terminat cu bine, proiectul a ieșit, eu sunt bine, nu m-am ales decât cu câteva ciocane peste degete, deci n-am de ce să mă plâng prea tare. A început să și ningă dimineața, a nins, a dat o pudră așa de zăpadă, văd că acum începe iar. O vreme capricioasă, când ninge, când e soare, se depun câțiva centimetri de zăpadă, apoi se topesc. Așa a fost toată iarna. Intrăm în luna martie, în curând, în primăvară, din punct de vedere al calendarului, dar astronomic, undeva pe 22 martie, intrăm în primăvară, deci mai avem ceva iarnă. Într-o săptămână, două, cred că o să încerc și mestecenii, să văd dacă dă seva. Însă asta depinde foarte mult de variațiile de temperatură. Dacă va veni căldura, o să apară și seva. Altfel, dacă e frig, nicio șansă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest video. Vreau să cați linkul în descriere. Apăsați pe subscribe dacă nu sunteți abonați și rămâneți alături de noi. Ne vedem în curând la noi activități.